părinte, cât trăiește, numai la copii gândește. Ca să dea la fiecare din puținul care l-are. Un părinte, cât trăiește, numai la copii gândește. Ca să dea la așa ne sunt părinții, rugă lasă la toți sfinții. Nouă să ne dea de toate, pentru ei doar sănătate. Ești bine, el zâmbește și nimic nu-și mai dorește. Doar să aibă zile multe, cât mai poate să te ajute. De ești bine, el zâmbește și nimic nu-și mai dorește. Doar să aibă zile mai poate să te ajute. Că așa ne sunt părinții, rugă lasă la toți sfinții. Nouă să ne dea de toate, pentru ei doar sănătate. Greșești oricum te iartă, îți dau tot fără răsplată. De-ar putea ar da mai multe, ca așa face un părinte. Cât greșești oricum te iartă, îți dau tot fără răsplată. De-ar putea ar da mai multe, așa face un părinte. Că așa ne sunt părinții, rugă lasă la toți sfinții. Nouă să ne dea de toate, pentru ei doar sănătate. Că așa ne sunt părinții, rugă lasă la toți sfinții. O salutăm pe doamna Rodica Bocnă. Bună seara, doamna Bocnă. Bună seara. Bine ați revenit la noi. Bine v-am găsit. Haideți să ne așezăm. Da, eu ziceam că n-ați venit singură, nici n-ați putea să veniți singură atunci când trebuie să fiți însoțită. Păi de, cum altfel? De domnii, să zic așa, de bărbații din viața dumneavoastră. Maestră, vă salutăm și bună seara. Bună seara. Și îl salutăm și pe Ionuț. Salut! Salut! De cu mână. Așa, clipește foarte dulce Ionuț și foarte cu minte. Cred că toată lumea vă spune asta. Sau Ionuț știe când să fie cu minte? Da, știe. Încearcă cel puțin să fie cu minte. Acum am înțeles că e cazul să fie cu minte. Sunt un copil obișnuit. Așa. Cum se face că tot timpul încercați să luați cu dumneavoastră? Și nu avem cum altfel. Nu putem să lăsăm cu minte. El de când s-a născut între artiști. Și de la 2-3 luni a început să meargă cu noi la spectacole, în televiziuni, Palatul Național și alte săli de concert. Extraordinar. Da. Deci este, cum să zic, se simte confortabil atunci când e da. Un da, de camere. Da. Este în regulă. Vedeți că
mulți părinți, mulți, da, mulți părinți aleg o bonă sau aleg să apeleze la, nu știu, la cineva. Cel puțin noi încă nu am avut nevoie de o bonă și sperăm să nu avem nevoie. Eu sunt mai tot timpul cu el, chiar dacă merg la serviciu, îl iau și pe el și ne străduim să facem așa ca să fie bine și pentru el și pentru noi. N-ați avea încredere să îl lăsați pe Ionuț pe mâinile? Cred că nu. Eu, în primul rând, nu știu ceva. Am înțeles. E foarte exigent, tata, și așa că așa. Nu... Alaltă ieri am fost la Briceni, 250 km încolo și 250 înapoi, de dimineață, de la ora 9. Și a rezistat Ionuț? Și a rezistat, da. Minunat. A fost bravo. Da. Cum credeți că o să-l influențeze pe Ionuț acest mod de viață? Cum vă imaginați că o să crească? Dedicăm emisiunea lui Ionuț. Așa. Cum probabil... eu cred că o să le influențeze pozitiv, că vede lucruri frumoase până când. Vede, nu știu dacă el încă pricepe viața de artist, cum decurge, și mai greu și mai ușor. În orice caz, eu cred că emoțiile lui sunt pozitive la început și sper să înțeleagă ce înseamnă. Așa. Muzica da. Și viața de artist. Cred că o să crească atât de liber și atât de, nu știu, de curios și de deschis la tot ce se întâmplă în lume. Este așa. Și asta e foarte important. Noi am selectat niște fotografii și am vrea să le vedem și poate chiar să le și comentăm un pic, pentru că ziceam, doamna Bucnă, dumneavoastră tot timpul sunteți cu Ionuț în brațe și, nu știu, e greu pentru dumneavoastră? Destul de greu. Așa. Destul de greu să mă pregătesc pentru o emisiune sau un spectacol, pentru că am nevoie de timp și liniște ca să fac machiaj, coafor, nu mai spun că trebuie să merg la coafor. De asta și nu merg, mă încerc să mă descurc singură. Doamna, maestrul a zis, care coafor? Iată, vedem poze și peste tot sunteți cu Ionuț în brațe. Da. Ionuț este mai atașat de cine? Nu știu, dacă petrece atât de mult timp cu dumneavoastră... La moment normal că de mama. Mine, pentru că și la lăptez și... Așa. Dar cred că atunci când îl vede pe tata, e și mai bucuros, nu e așa mai simplu. Așteaptă, când vin la serviciu, când aude că sunt la ușă, tata, și aleargă la ușă. Da, este adevărat. Primul cuvânt a fost tata? Da. Da, așa cum e normal. Este luna martie și în luna martie noi vorbim mult despre femei, despre doamne, vine 8 martie. Pentru dumneavoastră, cum este această lună și dacă, nu știu, vă țineți de aceste legi nescrise, că e luna martie, e luna femeilor, maestre? Noi, de fapt, am pregătit pentru această lună două piese, dintre care una ascultat-o acum, o piesă despre părinți și o piesă mai veselă, Cântă-mi, dragă lăutar, că o să fie în continuare. Da. A fost scris special pentru luna martie, pentru ziua de 8 martie. Este o dedicație părinților, unde și mama și tata. Sigur că mărțișorul sau luna martie este o lună așa mai luminoasă, mai cu flori. Primăvara deja a sosit, cu toate că iarna n-am avut, dar s-ar putea să o avem, încă nu știe, Dumnezeu știe. Noi suntem, vă spun acum într-un cuvânt, suntem pe drumuri. Luna martie, adică primele zile a lunii martie, sunt pentru spectacole în țară și la Palatul Național. La Palatul Național noi n-am încăput că sunt jubilee. Da. Dacă jubileul orchestrii Făiera, jubileul orchestrii Lăutari, care îi felicităm dacă ne văd acum, sunt niște jubilee frumoase, 50 de ani și 70 de ani. Noi asta am avut, 50 de ani am avut și noi suntem mai mult acum în teritoriu. Am fost la Briceni, mergem la Orhei, la Cahul, încă undeva. Adică e... Ce frumos! E frumos că... Palatul Național sigur că e foarte bine, că e cea mai mare și cea mai bună sală de la noi din țară, dar și oamenii de la țară sunt flămânzi de muzică, de frumos, da. Și cu plăcere mergem. De altfel, chiar tot timpul când veniți pe la noi, maestre, v-am tot întrebat de aceste concerte în teritoriu, în sat, în localități și cum vă primesc oamenii și unde cântați și dacă puteți să vă conformați condițiilor, pentru că de multe ori condițiile tehnice nu sunt cele mai strălucite, probabil. Ne conformăm dacă e nevoie. Dar acum cât ceva s-au mai făcut în casele de cultură, s-au mai reparat, adică unde mergem noi, în anterior am mers, sigur, că niște case de cultură nici n-aveau unde să dezbraci, trebuia să pui haine la podea sau... Acum cât de cât s-au reparat, e bine, chiar acum am fost la Briceni, o casă de cultură renovată,
călduț, frumos, scena frumos, îmbrăcat, lumea bună, ca de obicei ne-a primit foarte bine, călduros și conducerea raionului și lumea din sală. Că ne face o plăcere să mai lucrăm și pentru oamenii care ne cresc pâinea. Da. Îmi imaginez ce sărbătoare este pentru oamenii din sate atunci când vine o asemenea orchestră. Sigur că da. Întâlnesc cu flori, cu pâinișoare, cu mărțișoare. Este foarte frumos. Pentru noi este plăcut. Ca la carte, așa cum da. Se cuvine. Doamna Bucnă, vreau să ne spuneți și dumneavoastră dacă luna martie e una specială. Nu știu, vă simțiți mai altfel? Nu știu dacă este una specială. Poate este specială prin faptul că sărbătoresc și eu ziua de naștere. Așa, așa. În luna martie, dar în rest este o lună obișnuită, frumoasă. Fiecare anotimp are frumusețile ei și da. E frumos, e primăvară. Cu ziua de naștere, cum e? Faceți parte din categoria celor care sărbătoresc cu fast, cu chef? Nu, din contră, niciodată nu mi-am sărbătorit ziua de naștere cu fast și cred că nu o voi face. Nu obișnuiesc. Acasă, în seama familie, așa frumos, cu Ionuț. Gata, a venit timpul să... Așa, bun, trecem, schimbăm. Sau rămâne la mama, dacă vrea la mama, la mama. Hai el, haide-te. Știți cum se spune, că pentru băieți, mama este... cea mai importantă. Băieță-s cam mămoș. Așa și așa se cuvine, așa și trebuie. Maestre, să vorbim un pic și despre muzică, despre muzică nouă. Ne-ați pomenit despre aceste două piese noi. Ce mai urmează? Noi, general, înregistrăm aproape în fiecare lună ceva piese noi. Sau pentru orchestră, sau pentru soliști. Avem un solist nou în orchestră, Andrei Coțofană, care a fost și el aici de multe ori. Un băiat bun cu care acum îi formăm repertoriu. Că a venit la repertoriu, are deja vreo 4-5 cântece făcute și sperăm să facem mai multe. Urmează să avem un spectacol mare la Constanța, o lansare de album a unui solist de acolo, de la Constanța. Ne pregătim, adică începem să ne pregătim după Mărțișor. O să fie Rodica Buhna acolo, Andrei Coțofan și în rest soliști din România, soliști consacrați. Dar pe băiat îl cheamă Marian Vizoi, care a fost și el aici la o emisiune cu noi. Și cam asta. Și în rest înregistrăm piese, în fiecare lună înregistrăm ceva. Adică reînnoim repertoriul orchestrii și avem grijă să promovăm tinerii soliști și să le adăugăm la repertoriul celor mai... adică și mai consacrați soliști, le răugăm ceva nou la repertoriu. Dar avem, și avem în cazul celor tineri. Da. Iată, ați zis despre Andrei Coțofană și despre faptul că este solist al orchestrei, proaspăt așa, deși are vreun an are deja, cred. Un an. Cam așa. Da. La ce trageți atenție atunci când invitați tineri soliști în orchestră? Ce criterii aveți? Eu dintotdeauna am vorbit că soliștul trebuie să știe să aleagă repertoriul. Adică să nu cânte chiciuri sau cânte de stegă comercială care se mai cântă pe la anunț, pe la comătrei. Cine iubește să cânte muzică sinceră, muzică frumoasă, muzică care are un mesaj bun, să-l atingă pe om la inimă. Chiar trebuie să aibă și un element educativ această melodie sau acest cântec, ca să nu cântăm, mă scuzați, de rachiu, de vin și nu știu ce, mândra mea cu rachiu, cu vin. Astea merge ele la locul lor, la diferite petreceri, undeva la țară sau în oraș, dar televiziunea și sălile de concert profesioniste iubesc muzica adevărată, muzica care ne învață să ascultăm ce e frumos. Asta este. Maestre, mi-amintesc că data trecută când ne-am văzut, am discutat despre acel concert dedicat artiștilor de la nordul Moldovei. Exact. Așa. Cum a fost? Chiar vreau să ne spuneți un pic. Da, a fost sala plină, sala la Filarmonic. Sigur că au venit majoritatea cei care sunt din părțile nordului. Da, normal. La cei care le plac tromboanele, că la nordul Republicii nu se poate fără tromboane. Cum se cânta înainte la utare, cântau cu tromboane, la anunți. Am încercat și noi să facem un mic spectacol de muzică de la nordul Moldovei, cum se cânta înainte, cum cânta și tatăl meu, tot era lăutar de la Drochea. Acum urmează, ieri am înregistrat un spectacol aici, un concert, adică dedicat zilei de 8 martie la Moldova 1 și vreau să invit toată lumea care iubește muzica populară, duminică la Evantai Folcloric. Se asculte ceva din piesele noi
a orchestrii și a soliștilor orchestrii Mugurel. Minunat! Mulțumim tare mult, maestre! Să le spunem celor de acasă că doamna Bucnă ne-a părăsit așa un pic, dar e cu Ionuț, ca să, nu de alta, să se liniștească Ionuț, gata, pentru că doamna Bucnă trebuie gata să ne și cânte, așa. Mulțumim tare mult, maestre, încă o dată pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. De fapt, e momentul să ne luăm rămas bun, stimați telespectatori. Rodica Bucnă ne cântă pe final de emisiune, iar noi vă mulțumim pentru că ați fost cu noi în această seară. Vă invităm să fiți alături de noi și mâine seară. Vă promitem aceiași invitații interesanți și aceleași subiecte de discuție, de asemenea și ele interesante. Avem muzică pe final de emisiune. Rodica Bucnă, o seară minunată tuturor! Până-n zon.